Bună ziua tuturor, celor prezenți la eveniment și celor care ne urmăresc acum live pe Facebook și pe platforma privesc.eu. Vă zic că bine ați venit la evenimentul de lansare a primului studiu privind percepțiile și incidența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ. Anual, între 25 noiembrie și 10 decembrie, se desfășoară campania globală 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. Violența în bază de gen este tipul de violență îndreptată împotriva unei persoane pe motive ce au de face cu genul sau sexul acestei persoane. Și include, pe lângă violența domestică, violul, abuzul sexual, intimidarea la școală sau la locul de studii, la locul de muncă, traficul de ființe umane, prostituția forțată și hărțuirea sexuală. Acest studiu este lansat anume în cadrul acestui eveniment pentru a atrage atenția societății, autorităților publice centrale și locale, dar și a tuturor instituțiilor de învățământ asupra acestui fenomen. Un studiu realizat anterior de către Centrul Partener pentru Dezvoltare evidențiază că fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de educație are o prevalență destul de înaltă. Datele de atunci ne arătau că circa 20% dintre femeile agresate s-au confruntat cu amenințări sau solicitări de a întreține relații sexuale la locul de studii. Totodată, datele arătau că în sistemul de învățământ din Moldova persistă diferite forme de hărțuire sexuală, inclusiv forme extrem de grave, precum amenințări sau cerința de a întreține relații sexuale pentru anumite avantaje, și acest număr este aproximativ de 20%. Alarmant este că doar 15% dintre femeile hărțuite au anunțat despre acest lucru, având tendința de a vorbi despre aceste experiențe neplăcute mai mult în cercul de oameni apropiați, prietenii, vecinii sau parteneri, și mai puțin cu organele responsabile. Dacă să vorbim despre sistemul de învățământ în Republica Moldova, există lacune atât în cadrul legislativ național, cât și în documentele și practicile interne ale instituțiilor de învățământ. Și pentru abordarea acestor probleme, în perioada februarie 2020-iulie 2022, Fundația Est Europeană și Centrul Partener pentru Dezvoltare, în colaborare cu Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, implementează proiectul Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării. Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Scopul general al proiectului constă în consolidarea mecanismelor antidiscriminare din Moldova prin implicarea societății civile. Unul din obiectivele generale este de a spori capacitatea a 5 universități din Moldova de a preveni și a combate hărțuirea sexuală. Mă bucur să văd alături de noi pe Andrei Brighiden, director de evaluare și dezvoltare la Fundația Est Europeană. Îl salut și îi ofer cuvântul pentru a venit cu un salut la început acestui eveniment. Andrei, ai cuvânt. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Numele meu este Andrei Brighidin, sunt director de dezvoltare la Fundația Est Europeană și totodată sunt managerul proiectului Advocacy pentru o protecție mai bună împotriva discriminării. Proiect implementat împreună cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu finanțarea Uniunii Europene și cofinanțare din partea Suediei, fapt pentru care le mulțumim. În cadrul acestui proiect, așa cum a menționat și Alina, ne-am propus o miriadă de intervenții. Intervenții concentrate atât pe modificarea legislației în materie de prevenire și combaterea discriminării, intervenții concentrate pe abilitarea titularilor de drepturi să-și cunoască mai bine dreptul de a nu fi discriminat și să-și îl revendice, intervenții de valorificare a jurisprudenței Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității și de facilitare a dialogului cu instanțele judecătorești și, nu în ultimul rând, inițiative de fortificare a combaterii hărțuirii sexuale, eforturilor de combatere a hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova. Și în acest context, astăzi vom avea posibilitate să facem cunoștință cu constatările cercetării primului studiu care are o importanță deosebită.
Acest document ne va ajuta să înțelegem mai în profunzime care este totuși fenomenul hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ superior, dar și profesional tehnic în Republica Moldova. Să înțelegem mai bine care sunt atitudinile și percepțiile față de acest fenomen, dar și gradul de conștientizare a înțelegerii mecanismelor de protecție împotriva hărțuirii sexuale. În ultimul rând, acest studiu este important pentru a înțelege mai profund în ce măsură legislația din Republica Moldova și practicile permit o prevenire și combatere efectivă a acestui fenomen în domeniul educației. Îmi exprim speranța că în cadrul discuțiilor de astăzi, pe lângă faptul că vom audia, vom înțelege mai profund fenomenul, ne vom concentra de asemenea pe soluții care sunt atât de necesare. Trebuie să recunoaștem că în ultimii ani au fost întreprinse anumite eforturi pentru a combate acest fenomen. Și pe această cale țin să mulțumesc tuturor actorilor care s-au implicat activ. Mă refer aici la ratificarea de curând a Convenției de la Istanbul, care definește hărțuirea sexuală și instituie obligații asupra Republicii Moldova de a ajusta în continuare cadrul legislativ, inclusiv în materie de hărțuire, de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale. Apreciem de asemenea eforturile care au fost întreprinse de, dacă pot să zic așa, Alina, de partenerii noștri, cele 5 universități care s-au antrenat activ în aceste intervenții de prevenire și combatere și deja au adoptat anumite regulamente interne pentru a combate, dar și au întreprins eforturi de conștientizare la nivel intern a acestui fenomen și încurajare a victimelor să raporteze aceste cazuri. Au fost întreprinse și alte eforturi în materie de modificare a legislației care necesită a fi duse până la capăt. Mă refer aici inclusiv la proiectul de lege 301 care încă nu a fost adoptat. Ne bucurăm să vedem că pe agenda, de exemplu, pe agenda Parlamentului, mâine va fi examinat, va fi pus în discuție și acest proiect de lege și pe această cale ne exprimăm încrederea că deputații vor da curs solicitărilor societății civile de mai mulți ani deja în această privință. Apreciem înalt participarea în cadrul acestui eveniment a doamnei deputat în Parlamentul Republicii Moldova și participarea la cel mai înalt nivel al legislativului îmi inspiră încrederea că vom reuși pe parcursul acestei discuții de astăzi să prezentăm atât situația de moment, dar și să proiectăm anumite soluții care vor fi implementate în viitorul apropiat. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și ne dorim succes în cadrul acestui eveniment. Alina? Mulțumesc frumos, Andrei, pentru intervenție. Aș vrea să adaug cele spuse de tine. Într-adevăr, 5 universități în cadrul acestui proiect au decis să spună nu hărțuirii sexuale. Aceste universități sunt Academia de Studii Economice, Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Liberă Internațională, Universitatea de Stat Aleco Rousseau din Bălți și Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Salut reprezentanții și reprezentantele acestor universități prezente astăzi în cadrul evenimentului și le mulțumim pentru curaj, pentru că au acceptat această provocare și pentru că doar împreună putem lupta împotriva acestui fenomen. Să știți că nu doar universitățile au decis să spună nu hărțuirii, avem și unii reprezentanți autorităților centrale,
Mă bucur să avem acest, aici la eveniment și reprezentați din partea Ministerului Educației și Culturii, dar avem și alături de noi pe doamna deputată Angela Munteanu-Pojoga, care și-a setat printre priorității mandatul de deputată eliminarea tuturor formelor de discriminare din sistemul educațional. Prima activitate este cea axată pe fenomenul bullying-ului, o altă prioritate este și fenomenul hărțuirii sexuale. Vreau să o salut și să-i spun mulțumesc că ne onorează cu prezența și să-i ofer cuvântul de salut. Bună ziua, stimată audiență! Vreau să vă spun că proiectul de lege care vizează bullying-ul va fi chiar astăzi pe ordinea de zi. Tocmai din acest motiv eu o să mă retrag după intervenția mea, pentru că e foarte important pentru mine. Este primul proiect al meu pe agenda parlamentară, dar și este un proiect care, după mine, este foarte important. Eu vreau să vă spun că sunt onorată să particip la acest eveniment, pentru că consider că asemenea întruniri trebuie să devină o normalitate pentru noi toți, pentru că doar împreună noi putem să contribuim la contracurarea tuturor tipurilor de fenomene negative prezente, din păcate, în societatea noastră. Pentru că, stimați colegi, principiul egalității, potrivit căreia toate ființele umane au dreptul de a fi egale, în demnitate, de a fi tratate cu respect și considerație, care au dreptul de a participa în mod egal la toate formele vieții economice, sociale, politice, sunt, de fapt, reprezintă noțiunea de drepturile omului. Iar Declarația Universală a Drepturilor Omului și tratatele dedicate acestor drepturilor omului sunt cele care ne obligă să aducem în societatea noastră la post de rol important drepturile omului și asigurarea drepturilor omului. Constituția Republicii Moldova, de exemplu, în articolele 1 și 16, stabilește clar că demnitatea omului, drepturile și libertățile la liberă dezvoltare a personalității reprezintă valori supreme. Ele stau și garantează în măsură egală tuturor cetățenilor dreptul în fața legii. Dar, din păcate, cu toate acestea, în Republica Moldova, la momentul actual, mai avem o creștere a cazurilor de discriminare care sunt raportate la Consiliul de Egalitate. Și de cele mai multe ori, femeile și persoanele cu dizabilități se numără printre persoanele discriminate, cel mai discriminate din populația noastră. Lipsa măsurilor adecvate care ar permite și încuraja îmbinarea armonioasă obligațiunilor de serviciu cu cele familiale, refuzul de angajare a persoanei cu responsabilități familiare, hărțuire pe criterii de sex în relațiile de muncă din partea superiorilor și discursurile instigatoare la discriminarea femeilor sunt doar câteva din problemele cu care se confruntă femeile din țara noastră. De asemenea, datele statistice vorbesc că 14% din deciziile de constatare emise de Consiliu în ultimii ani au la bază criteriul de dizabilitate, 54 de cazuri vizează accesul la bunurile și serviciile publicului și în pofida numărului mare de plângeri, persoanele cu dizabilități încă le mai este îngrădit accesul în spațiile publice și private. În rândul populației generale, una din 5 persoane a declarat că a auzit de Consiliul pentru Egalitate, iar opinia profesioniștilor cu privire la activitatea Consiliului este una pozitivă. Însă, pentru îmbunătățirea ei, susțin experții, trebuie să oferim Consiliului nu doar dreptul de a constata, dar și de a da recomandări, dar de a-l implica și în procesele care ulterior ar viza îmbunătățirea legislației antidiscriminare, abilitarea celor mai vulnerabili și marginalizate grupuri pentru a-și revendica drepturile. Eu sunt sigură că în societatea noastră astăzi mai e mult de făcut la acest capitol și că sunt necesare și politici publice naționale care să aibă drept scop discriminarea. Este foarte important ca noi să venim cu intervenții distincte în combaterea acestui fenomen. Bineînțeles, cu toții suntem îngrijorați și înțelegem că de noi depinde o protecție legală efectivă. Înțelegem că avem restanțe la acest capitol și doar împreună cu dumneavoastră, ghidați pe alocuri, putem să perfectăm legislația națională care să asigure drepturile omului în țara noastră. Dar, pe lângă faptul că trebuie să perfectăm cadrul legislativ, avem mult de lucrat și la capitolul ca cei responsabili să implementeze această legislație, să-și facă treaba și să o interpreteze în așa fel încât oamenii cei dezavantajați să obțină dreptul de care ar trebui să beneficieze. Cu certitudine vom face pași concreți în acest sens și eu consider că pe lângă proiectul 301 despre care a spus astăzi, care este un pas, un mic început, eu la sugestia și împreună cu Centrul pentru Dezvoltare,
Centru pentru Dezvoltare și pentru Parteneriat și Dezvoltare, vom veni cu un proiect care să vizeze modificarea a 8 acte legislative care vizează hărțuirea la locul de muncă. Și aici e vorba de Codul Muncii, Legea Sindicatelor, Legea privind Inspecția de Stat a Muncii, Codul Contravențional, Legea cu privire la avocatură, Legea cu privire la organizarea activității notarilor, Legea privind executorii judecătorești și, în ultimul rând, Legea numărul 5 cu privire la asigurarea egalității de șanse între bărbați și femei. Vreau să vă spun că deja eu am făcut primii pași în acest sens. Am discutat și cu Ministerul Justiției și cu Ministerul Protecției Sociale. Cumva toată lumea susține că o asemenea inițiativă legislativă este binevenită și eu sunt sigură că voi face tot posibilul ca ea să ajungă pe agenda parlamentară și, bineînțeles, și cu susținerea noastră, pentru că în momentul în care ea va fi pusă pe agenda dezbaterilor publice, chiar vă rog să vă implicați, să fiți prezenți, să îmbunătățim în așa fel încât femeile din țara noastră să nu se mai simtă discriminate, nu doar la locul de muncă, în general, nicăieri, pentru că, până la urmă, modalitatea de abordare a problemei sau a drepturilor omului vorbește despre o societate civilizată, o societate care are valori bine definite, o societate pe care trebuie să o lăsăm copiilor noștri mult mai perfectă decât o avem astăzi. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru invitație, vă felicit pentru asemenea inițiative și vreau să știți că eu îmi asum ca în următorii ani să fiu cumva purtătorul de cuvânt al vostru aici în Parlament în tot ce înseamnă drepturile omului și în mod special drepturile copiilor și a femeilor. Mulțumesc! Mulțumesc frumos pentru intervenție. V-ați luat un angajament foarte serios, nu doar în fața noastră, celor prezenți aici pe platforma Zoom, dar și celor care ne urmăresc. Dar sunt sigură că împreună vom putea reuși și aduce mai multe îmbunătățiri în cadrul legislativ pentru a omite și a stopa toate formele de violență, inclusiv și hărțuirea sexuală. Vă mulțumesc pentru intervenție, că ați găsit timp și știu că urmează azi ședința Parlamentului să aibă loc la 11, așa că vă mulțumesc că ați găsit timp să interveniți. Da, eu vă doresc succes în continuare și neapărat o să urmăresc tot ce se întâmplă după. Vă zic o zi bună și succes! Mulțumesc frumos, o zi cât mai productivă. În vederea atingerii obiectivului care menționam anterior, anume cel de prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale în sistemul de învățământ, în cadrul acestui proiect care l-am lăsat împreună, pe care îl implementăm împreună cu Fundația Est Europeană, au fost întreprinse mai multe activități și Andrei Brighidin s-a referit la ele. Printre ele a fost și desfășurarea unei cercetări în cadrul instituțiilor de învățământ profesional, tehnic și superior, care are drept scop anume identificarea prevalenței fenomenului hărțuirii sexuale, percepțiilor și atitudinilor comunității academice și, nu în ultimul rând, să atragem atenția asupra măsurilor de protecție existente. Datele utilizate în elaborarea acestui raport au fost colectate în baza unei cercetări cantitative și calitative printr-un sondaj împreună cu SIBIS AXA. Cercetarea cantitativă a fost desfășurată în rândul studenților și elevilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 22 de ani, care sunt actualmente înrolați într-o instituție de învățământ superior sau profesional tehnic. Volumul eșantionului a fost de 1242 de elevi și studenți. Metoda de colectare a fost prin interviuri. Interviurile au fost realizate la locul de studii a respondenților și s-au realizat în circa 65 de instituții educaționale. Cercetarea calitativă s-a desfășurat prin intermediul interviurilor aprofundate cu profesori și manageri din colegii, școli profesionale, centre de excelență și universități din țară. Au fost aproximativ 17 interviuri. În cadrul acestui studiu a fost utilizată și o altă abordare analitică specifică pentru a identifica prevalența fenomenului hărțuirii sexuale. Despre această abordare ne va vorbi colega mea, Alexandra Ermolenko, care este una dintre autoarele studiului și face parte din echipa Centrului Partener pentru Dezvoltare. Alexandra, pe lângă abordarea analitică, se va axa și pe percepțiile elevilor și studenților cu privire la fenomenul hărțuirii sexuale. Alexandra, ai cuvântul. Alina, mulțumesc. Bună ziua tuturor. Am să te rog să pornești, te rog, da? Așa, este. Sper că este vizibil. Deci, precum a menționat și colega mea, Alina, pentru acest studiu noi am avut o abordare analitică specifică. Datele sondajului au fost analizate și prin prisma analizei de tip cluster.
Deci, respectiv, în cadrul cercetării noastre, elevii și studenții respondenți au fost clasificați conform formelor actelor de hărțuire sexuală la care au fost supuși în cadrul instituțiilor unde își desfășoară studiile. Deși legislația actuală nu prevede expres tipurile și formele de hărțuire și hărțuire sexuală, în cadrul prezentului studiu noi am utilizat următoarea clasificare, deci forme subtile, forme medii și forme grave. Clusterele au fost formate în baza unei întrebări din cadrul chestionarului prezentului sondaj, unde tinerii au fost întrebați cu ce forme de hărțuire sexuală s-au confruntat. Și fiindu-le oferite o serie de opțiuni, aceștia au ales formele cu care s-au confruntat vreodată. Fiecare răspuns de da a fost echivalat cu o valoare, prin urmare răspunsurile afirmative pentru formele subtile au fost apreciate cu un punct, pentru forme medii cu două și forme grave cu trei puncte. Aplicând media aritmetică, au fost evidențiate trei clustere. Forme subtile, ce includ tinerii a căror răspunsuri au acumulat de la 0 la 0,30 puncte și sunt tineri care în mare parte s-au confruntat cu forme subtile de hărțuire. A doilea cluster sunt formele medii, sunt tinerii a căror răspunsuri au acumulat de la 0,31 la 0,70 de puncte, respectiv sunt tinerii care în mare parte s-au confruntat cu forme medii, și clusterul forme grave sunt tinerii a căror răspunsuri au acumulat de la 0,71 de puncte până la un punct, fiind tineri care s-au confruntat cu forme de hărțuire grave. Țin aici să menționez că eșantionul pentru analiza de tip cluster a constituit 31,64% din eșantionul general al prezentului studiu, deoarece 68,6% din respondenți, din totalul de respondenți, au spus că nu au fost supuși nici unei forme de hărțuire. Respectiv, atunci când pe parcursul prezentării de astăzi vor fi prezentate și alte constatări din perspectiva de analiză de tip cluster, vă rog să ținem cont că dezagregările se referă la 31,64% de tineri din eșantionul general al prezentului studiu și nu la eșantionul întreg al studiului, ca să nu fie o confuzie. Atunci când vorbim despre percepții, deci majoritatea elevilor și studenților nu percep formele subtile drept cazuri de hărțuire sexuală. Privirile și gesturile de ochiate, îmbrățișările nepermise, folosirea unui limbaj sau glume cu conotație sexuală și alte forme subtile sunt percepute drept cazuri de hărțuire de doar 34,6% de studenți și elevi. Nici formele medii, ca invitații la o întâlnire amoroasă în schimbul unor avantaje sau favoruri, sau săruturi fără permisiune, nu sunt văzute drept cazuri de hărțuire sexuală de către mai mult de jumătate din studenții și elevii intervievați. Băieții tind să nu raporteze cazurile de hărțuire sexuală. Conform datelor sondajului, băieții s-ar adresa la organele abilitate în soluționarea cazurilor de hărțuire sexuală doar atunci dacă ar fi victime ale formelor grave de hărțuire. Așadar, 41,9% din băieți s-ar adresa la organele abilitate atunci când cineva ar încerca să întrețină cu ei relații sexuale aplicând forța și 36,6% s-ar adresa dacă cineva le-ar cere să întrețină relații sexuale amenințându-i. Totodată, 25,4% din respondenți afirmă că ar discuta încercând să lămurească lucrurile în schimb la denunțarea unui astfel de caz. În schimb, femeile respondente, fetele respondente ale acestui sondaj, ar prefera să ceară ajutor familiei sau prietenilor în cazul în care ar fi victime ale unui caz de hărțuire. Cu excepția formelor grave, unde rata de adresabilitate la poliție ar fi de peste 60% comparativ cu 41,9% din rândul bărbaților. În situația în care ar fi supuși hărțuirii sexuale în instituția de învățământ, tinerii din clusterul cu forme grave de hărțuire ar fi mai reticenți în a raporta aceste cazuri. Comparativ cu celelalte clustere de tineri, deci forme subtile și respectiv forme medii, tinerii care au fost supuși mai des formelor de hărțuire sexuală grave tind să recurgă la amenințări, precum că ar spune soțului, soției sau partenerul, partenerii lor, sau a agresorului despre situația dată, sau amenințări că vor anunța superiorii în pofida opțiunilor de a informa profesorii sau de a sesiza conducerea instituției de învățământ. În medie, 20% dintre respondenți consideră că hărțuirea sexuală nu poate fi evitată în relațiile dintre student și profesor. Având în vedere faptul că instituțiile de învățământ și-au asumat angajamentul de a asigura un climat sigur atât pentru studenți cât și personalul didactic,
Cazurile de hărțuire în relațiile profesor-studenți iau o conotație destul de gravă. Peste 21% dintre băieți și circa 18% dintre fete consideră că astfel de situații sunt inevitabile. Conform datelor sondajului, tinerii și tinerile care sunt parte a grupului, care s-au confruntat cu forme grave, preponderent, consideră că hărțuirea sexuală este o problemă minoră sau că persoanele hărțuite sexual provoacă aceste situații prin ținute sau comportamentul lor. De asemenea, în cadrul aceleiași categorii de tineri, există percepția că hărțuirea sexuală nu poate fi evitată în relațiile dintre student, studentă și a profesorului. Atât din partea mea. Mulțumesc, Alina. Mulțumesc, Alexandra, pentru intervențiile tale. Cum specifica și colega mea, Alexandra, pe parcursul acestor prezentări de astăzi, care țin cont de, sau care țin de lansarea studiului, o să vedeți date generale colectate, dar și date specifice în baza celor trei clastere formate despre care a făcut referire colega mea, Alexandra. Mergem mai departe cu următoarele prezentări de constatări și concluzii. Următoarea vorbitoare este colega mea, Natalia Covric, la fel una dintre autoarele acestui studiu și face de asemenea parte din echipa CPD. Natalia se va referi mai specific la incidența hărțuirii sexuale în instituțiile de educație. Natalia, îți ofer cuvântul. Mulțumesc, Alina. Bună ziua, stimați colegi. După cum a menționat colega mea, în cele ce urmează, într-adevăr, vom încerca să dăm câteva date generale. Deci, pentru mai multe date specifice și pentru că ele sunt, într-adevăr, foarte multe, veți putea consulta raportul care va fi în scurt timp făcut public. Astăzi noi vom încerca să prezentăm doar date generale care ar putea în ansamblu să prezinte situația existentă în instituțiile de educație. Ceea ce urmează să prezint se referă la incidența hărțuirii sexuale în instituțiile de educație și aceasta probabil este una dintre principalele întrebări atunci când vorbim despre hărțuire sexuală. Este ea sau nu este în instituțiile de educație și dacă ea se întâmplă, are loc, atunci care este amploarea acestui fenomen în sistemul educațional. Dacă să vorbim la general despre studenți ca grup de populație, atunci datele arată că fiecare al cincilea student a fost expus cel puțin unei forme de hărțuire sexuală pe parcursul vieții, deci aceasta se referă la nu doar la sistemul educațional, dar în general în mediul proximitate în care se află studenții, deci fiecare al cincilea, dacă cum spuneam, circa 20% s-au confruntat cu cel puțin o formă și aici ne referim atât la forme subtile, medii sau grave. Când vorbim la forme subtile, ne referim mai mult la acele forme care sunt, să zic, la nivel verbal, priviri nepotrivite, gesturi de ochiate, glume nepotrivite sau cu o conotație sexuală. Atunci când vorbim de forme medii, ne referim deja la formele tactile atunci când apar deja îmbrățișeri nepotrivite, apar săruturi nedorite și așa mai departe. Și formele grave sunt cele de o complexitate și o gravitate deja mai avansată atunci când apar cerința de a întreține relații sexuale, apar amenințări sau chiar aplicarea forței pentru a întreține relații sexuale. Dacă ne referim la sistemul educațional, atunci datele arată că o treime dintre studenți s-au confruntat cu cel puțin o formă de hărțuire sexuală în cadrul instituției de învățământ în care își desfășoară el studiile. Dacă noi vorbim, numeric vorbind, aceasta ar însemna 30% dintre studenții Republicii Moldova care cel puțin o formă, deci s-au fost expuși cel puțin unei forme de hărțuire aflându-se în instituția de educație. Dintre acești 36% care s-au confruntat cu cel puțin o formă de hărțuire, jumătate dintre ei au fost expuși unor forme subtile, cele care le spuneam anterior, care mai mult se întâmplă la nivel verbal. O pătrime dintre studenți s-au confruntat cu forme medii, cum ziceam, îmbrățișări, săruturi nedorite și așa mai departe. Și dacă vorbim de formele grave, acest cluster ca pondere este mai mic comparativ cu celelalte două clustere de forme subtile și forme medii, dar necătând la acest fapt,
20% din eșantionul studenților care au fost supuși unei forme de hărțuire sexual s-au confruntat cu forme grave. Dacă noi vorbim numeric, deci 20% este un număr extraordinar de mare și un număr alarmant, o pondere alarmantă care ar trebui să trezească întrebări atât noi celor care facem analize și încercăm să prezentăm situația, dar și în raport cu decidenții, în raport cu persoanele, actorii care au o relevanță pentru sistemul educațional. Am încercat să înțelegem unde se întâmplă mai des actele, cazurile de hărțuire sexuală și, deși în medie nu se atestă careva diferențe foarte pronunțate, semnificative între tipuri de instituții, totuși, la nivel de date, aveți și graficul în față, observăm că universitățile și școlile profesionale se găsesc în topul instituțiilor cu o incidență mai sporită a cazurilor de hărțuire sexuală. În mare parte, incidența mai sporită în aceste tipuri de instituții ar putea fi explicată prin profilul studenților care își fac studiile în aceste instituții. Dacă noi vorbim, spre exemplu, despre școlile profesionale, atunci, în mare parte, studenții, persoanele care își fac studii în școli profesionale sunt studenți, sunt persoane care au, spre exemplu, nu știu, o situație financiară mai complicată, un nivel socioeconomic mai redus, sunt studenți care, într-o pondere mai mare, sunt expuși unei vulnerabilități și această situație, într-o măsură mai mare, îi expune sau îi predispune spre abuz din partea altor persoane. Pe de altă parte, dacă noi vorbim despre universități, aici studenții care își fac studii, persoanele care își fac studii în acest tip de instituție sunt de regulă persoane cu un nivel mai înalt de capacitate, cu un nivel mai înalt de cunoștințe, cu un acces mai sporit la informații, ceea ce le-ar permite mai ușor să recunoască actele de hărțuire sexuală. Deci atunci când vorbim despre incidența hărțuirii sexuale, noi încercăm să avem o abordare, să zic, multidimensională. Pe de o parte, incidența ar putea fi determinată de faptul că anumite grupuri de persoane sunt mai într-o pondere mai sporită expuse cazurilor de hărțuire sexuală. Pe de altă parte, incidența sporită ar putea însemna că anumite grupuri de persoane sau anumite grupuri de studenți într-o măsură mai mare recunosc actele de hărțuire sexuală și tind să le raporteze sau să vorbească despre acestea. O altă întrebare importantă pentru noi era să înțelegem cine sunt cei care totuși realizează acte sau întreprind acte de hărțuire sexuală în instituțiile de educație și datele arată că, în mare parte, aceste comportamente abuzive, actele de hărțuire se întâmplă între studenți. Datele arată, aveți și imaginea în față, observăm că, în mare parte, comportamentele abuzive vin din partea studenților din anii de studii mai mari. Deși nu există o relație de subordonare între studenți nici într-un tip de instituție, totuși datele ne sugerează că există sau se creează la nivel de instituție un soi de ierarhie între studenți și acest lucru cumva alimentează aceste comportamente abuzive și creează, să spunem așa, un mediu favorabil pentru apariția acestor acte de hărțuire sexuală. Aici aș vrea să atrag atenție la profesori. Deci, profesorii se regăsesc în topul sau în lista de top a actorilor care au întreprins anumite acte de hărțuire sexuală și observăm, spre exemplu, că ponderea este destul de mare atunci când vorbim despre cazuri de hărțuire sexuală. Unul din 10 studenți a fost amenințat de către profesori pentru a întreține relații sexuale. 4% dintre studenți susțin că profesorii au utilizat forța pentru a întreține cu ei relații sexuale. 8% au fost invitați de către profesori la o întâlnire amoroasă pentru o anumită recompensă în sistemul educațional. S-ar părea că la nivel de procente nu este o cifră atât de mare, 4%, 7%, 8%, dar dacă convertim procentul în cifră numerică, atunci ne dăm seama că noi vorbim despre un număr foarte extins de studenți, un număr foarte mare de studenți care s-au confruntat cu forme grave de hărțuire sexuală în raport cu profesorul.
O întrebare probabil crucială și dureroasă pentru toți este dacă sunt raportate sau nu aceste cazuri. Și cu regret, datele arată că doar 36% dintre studenți au preferat să vorbească despre cazurile de hărțuire cu care s-au confruntat în sistemul educațional, în instituția unde ei își desfășoară studiile. Și dacă să ne uităm din perspectiva clusterelor de forme de hărțuire, atunci observăm că în mare parte nu se raportează cazurile subtile, formele subtile de hărțuire sexuală, pe de o parte pentru că ele nu sunt recunoscute, cum spunea și colega mea Alexandra anterior, majoritatea nu percep formele subtile drept cazuri de hărțuire sexuală. Pe de altă parte, aceste forme sunt cumva mai greu de probat. Respectiv, aceasta cumva alimentează și nedorința sau reticența studenților de a vorbi despre actele de hărțuire sexuală. Doar 30% din cei care s-au confruntat cu hărțuire, cu acte de hărțuire, inclusiv sexuală, au preferat să vorbească despre aceste situații cu care ei s-au confruntat. Motivele de ce studenții totuși preferă să nu vorbească, să nu raporteze despre aceste cazuri, ele, pe de o parte, cumva studenții încearcă de sine stătători să rezolve aceste situații, pe de altă parte avem acest sentiment de autoculpabilizare, acest sentiment de sau frica de a fi blamat social pentru situațiile în care au nimerit. Deci observăm 14% dintre fete nu au vrut ca cineva să afle despre situația în care au nimerit, despre actul de hărțuire la care au fost expuse. 8% nu au raportat sau nu au vorbit despre aceste situații pentru că considerau că nu le va ajuta nimeni. 11% le-a fost rușine. Deci observăm că acest sentiment de rușine, de jenă, le determină pe fete, în mod special pe fete, dar această situație este caracteristică și băieților, deci îi determină să nu vorbească despre situațiile în care au nimerit. Pe de altă parte, sentimentul de autoculpabilizare și frica, teama de blamarea socială explică de ce totuși cei care au decis până la urmă să vorbească despre cazul de hărțuire cu care s-au confruntat, au preferat să vorbească cu cei apropiați. Deci au discutat cu prietenii, au discutat cu membrii de familie despre cazurile de hărțuire la care au fost expuși. Observăm că organele sau actorii care ar avea anumite implicații au anumită putere de decizie pe aceste situații, cum ar fi, spre exemplu, conducerea instituției de învățământ, cum ar fi poliția sau alți actori din instituția de educație care ar putea cumva să influențeze aceste situații, ele nu se regăsesc în topul actorilor la care ar apela sau cărora ar discuta, cărora ar vorbi studenții despre cazurile de hărțuire. Deci acest lucru încă o dată confirmă faptul că există acest sentiment de frică, acest sentiment de jenă, acest sentiment de teamă, de blamare socială. Pe de altă parte, indirect ne vorbește despre faptul că nu există încredere în instituțiile abilitate, inclusiv în poliție, care ar fi probabil organul principal atunci când vorbim despre cazurile de hărțuire gravă. Acestea au fost doar câteva dintre datele care le-am extras din raport. Spuneam anterior că raportul este unul destul de extins, unul complex. Noi vă sugerăm să consultați acest raport ulterior pentru a vedea mai multe date, pentru a vedea inclusiv profilul studenților care s-au confruntat cu asemenea situații și multe alte date interesante și relevante atât pentru noi ca societate, dar și pentru decidenți, luând în considerare că au implicații și au putere de a lua anumite decizii pe această dimensiune. Mulțumesc! Mulțumesc, Natalia, pentru prezentarea datelor și cifrelor care trebuie să ne îngrijoreze, să ne alarmeze și să ne motiveze să întreprindem împreună măsuri pentru a stopa incidența fenomenului hărțuirii sexuale în sistemul educațional. Trecem mai departe cu prezentările. Următoarea prezentare o avea
o va avea colega mea, Rodica Ivașcu, care la fel este una dintre autoarele studiului Centru Parteneriat pentru Dezvoltare. Rodica se va axa anume pe răspunsul instituțiilor educaționale la fenomenul hărțuirii sexuale, pentru că pentru noi a fost important nu doar să vedem prevalența acestui fenomen, dar și cum au răspuns instituțiile atunci când a apărut, s-a aflat sau s-au întâmplat anumite cazuri de hărțuire sexuală. Rodica, ai cuvânt. Bine, mulțumesc. Bună ziua tuturor. Practic, din ceea ce au prezentat colegele mele, se observă că experiența celor care își fac studiile în diferite entități educaționale este diferită în contextul manifestării fenomenului hărțuirii sexuale. Cu siguranță că ne-a preocupat să abordăm și care ar fi predispunerea sau percepția studenților în ceea ce ține de reacția conducerii în situațiile în care se manifestă vreo formă a fenomenului dat. Practic, până a trece în revistă unele constatări cu referire la care, de fapt, este reacția sau răspunsul instituțiilor, totuși, pentru început, am pornit de la analiza mai generică în ceea ce ține de percepția nivelului de siguranță în rândul studenților și elevilor. Și în acest sens am analizat care este nivelul perceput de siguranță a tinerilor atât timp cât se află în incinta instituției de învățământ și care este experiența acestora în a fi expuși în situațiile cu caracter de abuz. Aceasta a fost necesar întrucât un răspuns eficient a instituției de învățământ ar trebui să se alinieze cât mai bine la situația fiecărei persoane implicate în procesul educațional. Așa cum vedeți chiar în slide-ul care este prezentat la moment, practic datele sondajului arată că fiecare al 10-lea tânăr sau tânără tinde să nu se simtă în siguranță în instituțiile în care își fac studiile. Astfel, deși pentru, practic vedem pentru majoritatea celor care învață în instituțiile de educație profesională și superioară, mediul este asociat cu unul sigur, lipsit de ceva forme de abuz, ceea ce pe de o parte este bine, totuși da, avem o pondere mai mare a tinerilor care afirmă că se simt în siguranță. Totuși nu putem să omitem faptul că mai mult de a 10-a parte din studenți și studente nu se simt în siguranță în mediul de studiu. În funcție de tipul de instituție și anul de studii, am evidențiat că au fost evidențiate în procesul de analiză, practic școlile profesionale și studenții care își fac studiile în anul întâi. Practic, o explicație în acest sens ar fi schimbarea mediului de studii, colectivul nou, implicarea în noi procese de studii care ar putea să trăsească un grad mai mare de nesiguranță în rândul studenților. În ceea ce ține de perspectiva, analiza din perspectiva clusterilor de tineri, ne-a arătat că, de fapt, tinerii și tinerii din clusterile formelor mai grave de hărțuire se simt mai puțin în siguranță. Dacă este să vorbim din perspectiva cifrică, da, să cuantificăm, ar fi 42% din cei din clusterul formelor grave au indicat că se simt în nesiguranță, comparativ cu 15% în cazul clusterilor cu forme subtile și 19% în cazul celor cu forme medii. În privința manifestării, hărțuirii, discriminării de gen și violenței în mediul de studii, perspectiva studenților practic arată aproximativ aceeași situație, dacă și în nivelul cazului perceput de siguranță, practic în mediu 14% din respondenții au indicat că practici de discriminare, hărțuire sexuală și violență sunt în foarte mare și mare măsură întâlnite în instituțiile de învățământ. Dar ceea ce ne-a atras atenția este că atunci când au fost oferite opțiuni mai detaliate de răspuns, ce sunt asociate practic diferitor forme de hărțuire, aproximativ 20% din persoanele intervievate au menționat că au fost într-o frecvență deasă și foarte deasă marturi a cazurilor de insulte, înjurături și certuri. Alina, dacă poți să schimbi următorul slide, te rog. La fel s-a identificat și practic ceea ce vedem noi acum. Am identificat că expunerea în fața cazurilor de amenințări și bătăi între studenți, la fel sunt printre formele care au fost sesizate de studenți atunci când se aflau în mediul de studii. Chiar dacă procentul acestora nu este atât de mare, totuși mediul educațional urmează să fie un spațiu
sigur de studii, fără să perpetueze careva forme de violență și hărțuire în rândul membrilor comunității educaționale. Practic, următorul grafic prezentat arată o cartare a respondenților în funcție de gen și expunerea acestor la cazuri de insulte și certuri în spațiul în care își fac studiile. Astfel se observă că, practic, cadranul care este marcat cu oranj scoate în evidență profilul persoanelor care s-au confruntat cel mai des cu astfel de situații de abuz, cu astfel de situații nocive în mediul de studii. Și ceea ce se observă sau ceea ce a atras atenția este că fetele de vârstă de 16-18 ani au menționat o manifestare mai mare a astfel de cazuri. Da? Vârsta respectivă noi putem asocia cu o perioadă de formare a caracterului și acumulare de noi experiențe pentru următoarele etape a vieții. Și în contextul în care se manifestă situația respectivă, nu excludem că astfel de cazuri se manifestă în rândul studenților, pe de o parte, pentru astea, da, o putem explica prin evidențierea în cadrul colectivului de studii, da, prin comportamentul pe care îl au tinerii, dar pe de altă parte, fără a interveni eficient la timp, practic pot să fie genereze amplificarea și perpetuarea practicilor de accentuare a unui mediu nesigur de studii. Considerând tipul de instituții, s-a identificat că entitățile de educație vocațională și centrele de excelență se află în top ca fiind mediile în care se manifestă mai des cazuri specifice de abuz. Dat fiind constatările ce au fost prezentate până acum, prin care s-a evidențiat incidența hărțuirii în rândul studenților și studentelor, practic predispunerea mică de raportare a cazurilor, nivelul perceput de siguranță în mediul de studii, ne-a preocupat să identificăm totuși care este percepția studenților referitor la măsurile întreprinse de instituțiile educaționale pentru a asigura un mediu cât mai sigur de studii, liber de orice formă de hărțuire. În acest sens, subiectul dat noi l-am abordat din două perspective. Prima, am analizat experiența instituțiilor de a implementa politici de prevenire și combatere a hărțuirii și doi, care a fost sau care este predispunerea instituțiilor de a promova aceste politici, aceste măsuri în rândul membrilor comunității educaționale. În baza practică analizei efectuate de CPD anterior, în anii precedenți, am identificat că anume aceste două precondiții, da, anume prezența politicilor de prevenire și combatere hărțuirii, precum și promovarea acestora în rândul fiecărui membru care este implicat în procesul educațional, contribuie la sporirea numărului de raportare a cazurilor de hărțuire. Cu referire, dacă este să pornim de la aspectele informative, da? Cu referire la desfășurarea activităților de informare și educare pe subiectul hărțuirii sexuale, așa cum vedeți și în graficul care este prezentat la moment, s-a identificat că doar circa 30% din studenți și elevi au participat la activități de informare privind subiectele conexe cu fenomenul hărțuirii sexuale în mediul educațional. Cu siguranță că aceasta este o pondere extrem de mică, iar analiza prin prisma clăstereală a arătat o participare și mai mică a celor care de fapt sunt asociați grupului cu formele grave de hărțuire. Practic, activitățile de informare, adică în baza la ceea ce noi am studiat, s-a evidențiat că activitățile de informare privind hărțuirea sexuală au fost organizate preponderent de cadrele didactice. Practic, această opțiune a fost relevată de 52% din studenții și elevii care au fost implicați în sondajul de opinie. Cu adițional cadrelor didactice, în activitățile de informare au fost implicați și alți reprezentanți ai comunității educaționale, cât și reprezentanți ai asociațiilor obștești, dacă rețintesc spre educarea pe subiectul respectiv. Ceea ce trebuie să remarc aici
este că în baza la cercetarea calitativă care a fost efectuată în baza la cadrele, în rândul cadrelor didactice, da, profesorilor și a managerilor instituțiilor de educație, practic a fost relevat că în procesul de informare aceștia întâmpină unele dificultăți în a aborda eficient fenomenul hărțuirii sexuale. În percepția acestora, situația respectivă, în mare parte, practic are la bază două explicații. În primul rând, nu toate cadrele didactice știu cum să reacționeze în cazul în care sunt hărțuiți sau atunci când primesc o solicitare din partea elevilor sau studenților în cazul în care s-au confruntat cu astfel de situații. Și doi, în majoritatea cazurilor când se abordează subiectul hărțuirii sexuale de către cadrele didactice în procesul educativ, o parte din elevi sau studenți se incomodează, alții declară că au fost informați despre această tematică în instituția de învățământ anterior și, practic, se întrerupe procesul ăsta de comunicare și educare pe subiectul respectiv. La fel, ceea ce ne-a atras atenția în procesul de analiză desfășurat. În ceea ce ține, da, partea a doua de reacția sau răspunsul instituțiilor, ar fi politicile în ceea ce ține de prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale și prezența acestora. Și sondajul ne-a arătat că majoritatea tinerilor care își fac studiile în instituțiile educaționale nu cunosc despre eforturile instituțiilor în care studiază cu privire la prevenirea și combaterea hărțuirii sexuale. Practic, studiul ne-a arătat că doar sub 30% din tineri au venit cu un răspuns afirmativ atunci când au fost întrebați despre cunoașterea astfel de proceduri și astfel de măsuri. Am să menționez aici că în rândul celor care își fac studiile în universități, ponderea este și mai mică și aceasta o vedeți și în graficul care este prezentat la moment, dar practic 20% din cei care își fac studiile în universități au indicat că sunt în cunoștință despre prezența astfel de măsuri. Totodată, doar jumătate dintre studenți și elevi consideră că hărțuirea sexuală reprezintă o problemă pentru conducerea instituției de învățământ și din acest aspect am putea să presupunem că ar fi o explicație în situația nivelului scăzut de cunoaștere despre măsurile întreprinse în scopul prevenirii și combaterii hărțuirii, cât și a perpetuirea anumitor situații și anumitor forme de hărțuire sexuală în rândul studenților și elevilor. Pentru final, aș vrea să menționez că, practic, drept efect în cazul confruntării cu hărțuirea sexuală în mediul de studii, administrația instituției de învățământ, practic, se clasifică pe locul 4 în lista instituțiilor la care s-ar putea adresa după ajutor, susținere sau insistență în cazul în care studentele, elevele s-au confruntat cu situația de hărțuire în mediul de studii. Cam aceasta a fost prezentarea succintă a constatărilor de bază din raport și la fel vă încurajăm să studiați mai mult, mai detaliat constatările și datele care au fost relevate de sondajul de opinie în notă integrală. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție! Mulțumesc frumos, Rodica, pentru prezentare. Trecem la următoarea prezentare pe care am să o prezint eu fără prezentare în mod verbal. O să vorbesc despre acea parte despre cum intervenim ca să diminuăm fenomenul hărțuirii sexuale și anume la partea de recomandări. Atunci când vorbim despre întreprinderea unor măsuri care abordează hărțuirea sexuală, trebuie neapărat să evidențiem faptul că hărțuirea este un proces cu efecte care durează dincolo de cazurile în care apar și are efecte de lungă durată asupra persoanei care se confruntă cu hărțuirea sexuală. Respectiv, politicile care abordează acest fenomen trebuie să includă o perspectivă pe termen lung, nu doar pe termen scurt. Atunci când vorbim despre măsuri, trebuie să mai ținem cont că ele ar trebui să fie nu doar de măsuri care intervin foarte rapid și oferă toată siguranța, protecția, consiliere și alte nevoi ale persoanei care se confruntă cu un caz de hărțuire sexuală, dar trebuie să aibă acele elemente importante de prevenire și cât mai multe opțiuni de raportare.
pentru că anume atunci când vrem să luptăm cu un fenomen ca hărțuire sexuală, este nevoie să avem măsuri de prevenire, de investigare, iar raportarea să fie un element comun. Putem să facem foarte multe acțiuni de prevenire, iar dacă procesul de raportare este lung, birocratic, epuizant, atunci persoanele nu vor raporta și se vor retrage pentru în suferința, în consecințele pe care le suportă, fără să lupte pentru drepturile sale. Dacă avem un proces cât de bun de investigare, dar iarăși raportarea nu ajunge, este destul de anevoiasă ca să ajungem, da, la acea etapă de investigare, iarăși ne oprim în acel moment alarmant în care pur și simplu persoana suferă, s-a confruntat cu un caz de hărțuire, dar nu poate primi protecție, ajutor și nu poate raporta acest caz. Studiind practica internațională, cum spuneau și colegele mele astăzi, s-au făcut referire, se recomandă ca toate măsurile care se întreprind să fie parte dintr-un sistem comprehensiv cu elemente de prevenire și neapărat de combatere. Aici vorbim nu doar despre prevederi legislative care sunt foarte importante, vorbim de, începând de la codul educației până la anumite politici interne, vorbim și despre regulamente și alte documente importante la nivel de instituții, indiferent de, nivelul de învățământ. Da? Vorbim de, aici mă refer la codul de etică, proceduri, mecanisme de intervenție interne, carta universitară sau alte documente relevante interne, dar și măsurile educative, formarea, educarea și sensibilizarea a toate comunități universitare din care fac parte atât profesori, personal auxiliar, dar și studenții. Dacă să vorbim despre intervențiile care trebuie făcute, noi le-am grupat în două tipuri de intervenții, cele structurale și măsuri de împuternicire și susținere. Dacă să vorbim despre intervenții structurale, considerăm că modificarea și completarea codului educației este foarte importantă, pentru că astăzi codul educație nu interzice expres hărțuirea sexuală, dar nici nu are elemente de prevenire și combatere. Respectiv, noi considerăm, dar asta este recomandări pe care credem și că vom avea oportunitatea să le discutăm într-un cerc mai larg și asta vom face în partea a doua eveniment. Că în codul educație ar trebui sau codul educației trebuie completat cu un nou capitol care interzice hărțuirea sexuală în sistemul educațional și obligă instituțiile de învățământ de toate nivele să adopte un mecanism intern de prevenire, raportare și investigare acestui fenomen. Și aici reiese a doua deja recomandare ca fiecare instituție din prevederile codului educație să adopte acel mecanism clar despre care vorbeam anterior, să aibă anumite politici de prevenire și neapărat un mecanism foarte clar de investigare a cazului de hărțuire sexuală, cum intervine și ce ar trebui să întreprindă fiecare instituție în cazul în care se identifică sau se raportează un caz de hărțuire sexuală și neapărat să traseze anumite intervenții, că instituțiile trebuie să traseze anumite intervenții în cadrul atribuțiilor sau acelor documente cu privire la activitatea, funcționarea și organizarea consiliilor, dar și comisiilor de etică. Și aici Ministerul Educației și Culturii, Ministerul Educației și Cercetării, neapărat ar trebui să vie cu un regulament cadru, tip model, care va putea fi preluat și adaptat de fiecare instituție de învățământ. O altă recomandare pe care am identificat-o noi este cea de a fi instituționalizată, dar și aprobată, o metodologie pentru a vedea exact care sunt nevoile și necesitățile unei instituții din perspectiva de prevenire, raportare și investigare a fenomenului hărțuirii sexuale. Noi am elaborat în cadrul acestui proiect o metodologie și am aplicat această metodologie de evaluare a maturității proceselor interne a unei instituții în cadrul proiectului, aplicând la cele 5 universități care sunt participante a acestui proiect și care au decis să lupte cu fenomenul hărțuirii sexuale. Această metodologie, de fapt, reprezintă un model complex de intervenții care ajută instituțiile de toate nivelele să înțeleagă exact unde sunt lacunile și unde trebuie să intervină ca să progreseze în acest efort instituțional de a preveni și a combate hărțuirea sexuală.
și vizează toate elementele specificate și menționate de mine anterior. O altă recomandare era ca să fie neapărat incluse în curiculă pentru toate nivelele de educație subiecte cu referire la diminuarea și eliminarea tuturor formelor de discriminare, hărțuire, abuz sexual și violență. Pentru că doar prin educare, conștientizare, sensibilizare, atât a studenților, a elevilor, a personalului academic, în principiu vorbim despre toată comunitatea, da? Vom putea să recunoaștem, în primul rând, formele de hărțuire sexuală, să știm unde să le raportăm, cum să răspundem la aceste cazuri și cum să le prevenim neapărat. Dacă vorbim despre măsuri de împuternicire și susținere, atunci le considerăm că anume senatele studențești, senatele, consiliile de elevi și alte forme organizatorice a elevilor și a studenților sunt un instrument foarte bun pentru prevenire și anume ei pot fi acea forță importantă de a informa, da, elevii și studenții ce înseamnă hărțuirea, care sunt formele, unde ar trebui să se adreseze. De fapt, noi vedem prin abilitarea acestor forme de organizare a elevilor și studenților, ele fiind ca și confidenți și persoane sau organizații, resurse în rândul semenilor pentru a informa și a ghida cu privire la modalitățile de protecție și acțiune în cazurile de hărțuire sexuală. Și aici procedurile interne trebuie neapărat să ofere posibilitatea și tot sprijinul organizațiilor de studenți și elevi de a se implica cât mai plenar în activități de prevenire și investigare a cazurilor de hărțuire sexuală. O altă recomandare era abilitarea sau reabilitarea comisiilor și consiliilor de etică, pentru că conform documentelor interne pentru toate nivelele de învățământ pe care erau în vizorul nostru în acest proces analitic, anume comisiile și consiliile de etică au atribuții de a recepționa plângerile, dar și a veni cu investigații sau mai bine spus, vină cu un răspuns din partea instituției atunci când se identifică un caz de hărțuire. Anume prin reabilitarea sau abilitarea comisiilor și consiliilor de etică în cazurile, în modul de abordare a tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, vom putea răspunde eficient acestui fenomen și să-l putem diminua. Și aici este nevoie de dezvoltare și fortificare în primul rând a capacităților profesionale, membrilor comisiilor și consiliilor de etică în ceea ce privește prevenirea, investigarea, identificarea și, nu în ultimul rând, stoparea cazurilor de hărțuire sexuală. O altă recomandare era anume formarea periodică a cadrelor didactice și a personalului didactic și auxiliar care activează în instituțiile de învățământ de toate nivelurile. Pentru că deseori nu știu cum să reacționeze, să intervină sau să ofere suport și consiliere persoanelor care se confruntă cu astfel de cazuri și nu excludem că și cadrele didactice și personal didactic pot fi însuși victimele ale fenomenului hărțuirii sexuale. Respectiv, este nevoie ca să fie organizate instruiri periodice. Aceste instruiri vor avea ca elemente de bază ce înseamnă hărțuirea, care comportamente pot fi considerate ca acte de hărțuire, cum și unde se poate raporta un caz de hărțuire și care sunt instituțiile, organele competente și, nu în ultimul rând, despre procedurile interne ale instituțiilor unde activează. O altă recomandare era să fie elaborate anumite ghiduri de suport pentru toate tipurile de învățământ. Aceste ghiduri vor fi anume suport pentru cadrele didactice, iarăși în care să conțină materiale informative, materiale de suport și alte tipuri de materiale cu scopul de prevenire și combaterea cazurilor de hărțuire sexuală. Astea au fost acele recomandări pe care le-am identificat noi în procesul de analiză. Cu siguranță ele pot fi altele și trebuie neapărat discutate într-un cerc mai larg. Aici noi, practic, am finalizat prima etapă a evenimentului de astăzi, cel de lansare a principalelor constatări și concluzii a primului studiu privind percepțiile și incidența fenomenului hărțuirii sexuale în instituțiile de învățământ. Vreau să le spun mulțumesc celor care ne-au privit online pe Facebook și pe privesc.eu, pentru că aici oprim
transmisiunea. Îi îndemn pe toți să intre pe pagina noastră progem.md și pe pagina Fundației Este Europene, unde va fi plasat astăzi până la amiază studiul integral și veți putea vedea toate cifrele, datele și tot procesul analitic. Iar noi, cei conectați prin intermediul platformei Zoom, vă îndemn să rămâneți, pentru că avem aici un reprezentant atât din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, din anumite instituții de învățământ. Rămânem să discutăm cum ne putem uni eforturile pentru a lupta cu acest fenomen, să vedem care sunt